Guvernul a decis acordarea de ajutoare financiare suplimentare pentru crescătorii de vaci, precum și o scădere a prețului la laptele de consum timp de 6 luni. Potrivit unei informări primite de la guvern, prim-ministrul Nicolae Ciucă a continuat consultările cu reprezentanții asociațiilor de fermieri, de procesatori și ai rețelei marilor magazine. La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat ministrul Agriculturii Petre Daia, reprezentanții ai Cancelariei Prim-Ministrului, ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și reprezentanții ai Consiliului Concurenței. La nivelul guvernului și al autorităților statului s-au făcut propriile analize și avem soluții pentru sprijinul fermierilor, al procesatorilor și pentru a ajuta piața laptelui cu tradiție în România. Este important să optimizăm funcționarea întregului lanț de producție și distribuție, de la fermier până la raft, punând în centrul preocupărilor consumatorul român. Grija noastră este ca toți cetățenii români să aibă acces la produsele necesare pentru un trai decent, a afirmat Nicolae Ciucă. Printre măsurile de sprijin pentru susținerea fermierilor și a pieței laptelui, identificate la nivelul guvernului, se numără acordarea de ajutoare financiare în 2 etape. Astfel, primele plăți se vor face începând cu 15 mai 2023 pentru cererile în valoare de 21,6 milioane de euro depuse de crescătorii de vaci de lapte până la data de 23 martie 2023. Ulterior, suma acordată drept ajutoare financiare va fi suplimentată cu încă 22 de milioane de euro și va fi organizată o a doua sesiune de depunere a cererilor de plată, plățile urmând să se facă pentru aceste cereri în al doilea semestru al anului 2023. Totodată, pentru susținerea procesatorilor români din industria alimentară va fi îmbunătățită și adaptată în termen cât mai scurt, măsura potrivit căreia procesatorii beneficiază de o primă de 10% din valoarea producției prelucrate în România. Proiectul de act normativ se află deja în analiza și dezbaterea Parlamentului. O altă măsură anunțată de guvern este reducerea prețului pentru laptele de consum pentru o perioadă de 6 luni, convenită în urma consultărilor derulate la Palatul Victoria cu reprezentanții procesatorilor și ai rețelei marilor magazine. Mă bucur că am reușit împreună să găsim o serie de soluții care să deblocheze piața laptelui. Știm cu toții însă că avem nevoie de măsuri pe termen lung. La nivelul guvernului lucrăm la un program de dezvoltare a sectorului agricol și industriei alimentare, care să pună în valoare potențialul României și să garanteze securitatea alimentară cetățenilor noștri, a precizat prim-ministrul Nicolae Ciucă. Potrivit comunicatului guvernului, consultările între fermieri, procesatori și rețelele marilor magazine vor continua la nivelul Ministerului Agriculturii. Printre măsurile de sprijin pentru susținerea industriei zootehnice anunțate de guvernul Ciucă se numără și acordarea de ajutoare financiare în 2 etape, iar primele plăți se vor face începând cu luna mai. Ionuț Lupu, directorul Asociației Holstein Row, spune că în urma discuțiilor avute cu factori decidenți din instituțiile statului s-au identificat și sursele de finanțare pentru banii care vor ajunge în conturile crescătorilor de animale. O bună parte din aceste sume sunt fonduri europene care nu au fost folosite în timp optim de către fermierii români. 4 de milioane de euro alocați pentru această măsură, s-au cheltuit doar 21 de milioane. Avem o economie de 22-23 de milioane de euro, la care se adaugă resurse dintr-o altă schemă, ceea ce a rămas necheltuit din ordonanța, după aplicarea ordonanței 154, acea ordonanță cu stocurile pentru zona de procesare din panificație și industria laptelui. Deci de acolo vor fi probabil disponibile 30-40 de milioane de euro, astfel încât să se creeze un buget care pe o perioadă de relativ scurtă să acopere, să compenseze o parte din pierderile pe care le au fermierii. Dacă fermierul produce litru de lapte între 2,5 și 2,7, 2,8 ton, iar la poarta fermei noi trebuie să-l încărcăm la 1,6, 1,8, 1,9 ron, în condițiile astea această situație generează o pierdere de aproximativ 0,7, între 0,7 și 1 ron pe litru de lapte. Deci vorbim de pierderi lunare de peste 150 de euro. Ceea ce ne dorim este să compensăm măcar parțial printr-un ajutor de stat aceste pierderi. Este adevărat, la finele anului 2022 piața era într-o zonă de confort pentru fermieri, însă fluctuațiile sunt extrem de dure și în doar 6 săptămâni ne-am trezit de la peste 3 ron la un preț de, așa cum spuneam, 1,6-1,9 ron. De
Elfan Plus, concentrație ridicată de aminoacizi liberi. Formula antistres este garantată prin aminogram. Elfan Plus, agentul antistres numărul 1 de la Chemark Rom. Suntem o societate agricolă care lucrează circa 200 de hectare de teren, din care avem 3 culturi, rapiță, grâu și porumb. Aici ne aflăm în fața unei parcele de rapiță, care au trecut cu greu peste iarnă. Am avut surpriza că după câteva zile cu grade cu plus, să vină câteva nopți de îngheț și fiindcă am aplicat produsul Delfan, el mi-a protejat cultura, dar față de celelalte culturi, da, se vede. Primăvară când am folosit pentru rapiță biostimulator, am aplicat și lui 2 litri la hectar în fază de frățit. Puteți să vedeți cu ochii dumneavoastră splendoarea de grâu, sunt foarte încântat de el. Deși nu mai este mult timp până la sărbătorile pascale, în cea mai mare piață din Buzău s-a dat startul vânzării mieilor. Primii crescători de ovine au ajuns marți cu carne la tarabe și spun că marfă este pe alese. Însă cine vrea să păstreze tradiția fripturii de miel pe masa de Paște trebuie să ia în calcul că anul acesta carnea va avea un preț mai mare decât cel de anul trecut. Pentru pregătirea bucatelor tradiționale pentru masa de Paști, carnea de miel nu trebuie să lipsească. Cel puțin, așa spune tradiția, iar cine vrea să o păstreze, trebuie să ia în calcul un buget mai mare. Asta pentru că anul acesta carnea de miel este mai scumpă decât anul trecut. De exemplu, în cea mai mare piață din Buzău, un kilogram de carne se vinde cu 45 de lei, adică cu 5 lei mai mult decât anul trecut în aceeași perioadă. Primii crescători de ovine s-au instalat deja la tarabe și spun că marfă este pe alese. În total, la Buzău sunt așteptați 12 producători. Pentru vânzarea mieilor am amenajat în cadrul Valei de Lactate un sector pentru comercializarea lor. Am primit la DSD o adresă prin care ne-au spus condițiile sanitare pe care trebuie să le îndeplinim, așa că încât să desfășoare un comerț civilizat. Avem un număr de 12 cereri de comerciați care o să-și desfacă marfa acolo. Astăzi, începând de la ora 13, vom începe amenajarea, în sensul că vom elibera spațiul de la geam, se vor face geamurile, pentru că se va vinde marfa, este în interior, iar cumpărătorul va sta în exterior. Să vă mai spun altceva. Au spus de când vor veni în piață efectiv să vândă crescătorii de oi? Deci am spus astăzi, începând de la ora 13, se începe amenajarea spațiului. Cred că de mâine, dacă astăzi le asigurăm locul de vânzare, o parte din ei. Iar majoritatea or să vină de săptămâna viitoare, în ultima săptămână, probabil. Ne puteți spune cam de pe unde sunt acești crescători? Dacă sunt din Buzău? Sau dacă... Sunt, da, din preaza Buzăului, din comunele limitrofe Buzăului. Sunt producători, au adus actele de producători. Da, din Băcintești, din Vadul Paș, din comunele limitrofe Buzăului. Pe de altă parte, reprezentanții DSV Buzău au anunțat că au început și sacrificările în abatoare. Până acum, în județul Buzău au fost tăiate aproximativ 10.000 animale. Unele au fost pregătite pentru export, altele pentru piața internă, inclusiv pentru supermarketuri. Prețurile de vânzare au variat până acum între 17 și 19 lei kilogramul în viu și până la 40 de lei kilogramul de carne de miel. Ouăle de casă sunt mult mai căutate decât cele produse în ferme și comercializate în lanțurile de magazine. Perioada premergătoare sărbătorilor pascale este cunoscută ca fiind una în care consumul de ouă este unul destul de ridicat, iar ouăle pot fi vândute și în piețe, nu numai în magazine sau marketuri. Dacă ouăle din comerț au la vedere termenul de valabilitate, cele din gospodării nu dețin astfel de înscrisuri, iar pentru a le vinde, țăranii trebuie să dețină un certificat de la medicul veterinar. Am văzut că aveți foarte multe ouă, în această perioadă sunt foarte căutate. Cum reușiți să le depozitați ca să fie vândute în cele mai bune condiții? Le țin la rece, nu la frigider, la rece, în general. Le păstrez perioada lor, sunt proaspete, le vând cine vrea să cumpere, cine nu, le mâncăm și noi.
Sunt căutate în această perioadă? Se caută, da. Am clienții mei care vin și, și rude și prieteni și vin și le dau. În general, cam n-apucă să se învechească, le dați foarte repede. Nu, am comenzi și nu, am comenzi săptămânal, dau. În această perioadă, gospodinele gătesc pentru sărbători. Sunt la mare căutare ouăle de casă, ouăle de țară. Totuși, există niște condiții pe care trebuie să le îndeplinească cei care vând. Care sunt acestea? În această perioadă sunt produsele, în special ouăle, mielul și laptele, sunt produse foarte căutate. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră aveți dreptate, ouăle de țară, toată lumea pune accent la momentul acesta pe ouă de țară. Ținând cont de faptul că există mari riscuri, gospodarii, țăranul român care și vrea să vândă ouăle din curtea proprie trebuie să respecte anumite condiții, și anume faptul că ei trebuie să, să aibă un certificat de producător și un atestat de la medicul veterinar prin care să demonstreze că păsările sau animalele au fost sănătoase, iar locurile unde se comercializează aceste produse trebuie să fie locuri supravegheate din punct de vedere sanitar-veterinar, ele putând fi comercializate doar către consumatorul final, adică din gospodăria țăranului român, crescătorului român, direct către consumatorul final, iar atunci când sunt comercializate în locuri care sunt supravegheate din punct de vedere sanitar-veterinar, în toată întreaga responsabilitate ne revine nouă, celor care supraveghem această activitate, iar în condițiile în care ele sunt cumpărate din portbagajul mașinilor, din locurile care nu sunt autorizate de către și nu sunt supravegheate de către inspectorii direcțiilor sanitar-veterinare, întreaga responsabilitate revine cumpărătorului. Care sunt totuși riscurile în cazul ourilor de țară? Pentru că foarte mulți nu conștientizează care ar fi pericolele. Vedeți dumneavoastră, în primăvara, în prima fază, să spun așa, a debutat cu un pic de căldură, timp în care în gospodăriile populației găinile, rațele, gâștele, ouă și chiar încep să clocească. Poate că țăranul român, din dorința de a face un ban, nu este atent să poți să vezi data OAT-ului, pentru că ei nu au o ștampilă, nu vin să pună data OAT-ului pe acest produs și ele pot fi, pot avea o perioadă de valabilitate trecută, și atunci, pentru că există varianta ca și ca țăranul român crescătorul să spună, domnule, strâng și le vând și eu la pașcă, se vând mai bine, și atunci ele nu sunt în perioada de garanție. Iar pot să vă spun că un ou care este trecut de perioada de garanție și de valabilitate, de termenul de valabilitate, poate produce boli care sunt uneori extraordinar de periculoase. Există obiceiul ca la masa încărcată cu tot felul de bucate alese să avem pus la loc de cinste și un vin de cea mai bună calitate. Unii se pricep, alții mai puțin, însă experții ne pot oferi câteva reguli după care să ne ghidăm atunci când alegem băutura potrivită. Și ca să fie treaba treabă și la final să ne putem relaxa cu gândul că am avut o masă de Paște perfectă, iată ce vinuri sunt recomandate în funcție de alimentele consumate. Pentru masa de Paște, care sunt vinurile care se pretează cu friptura de miel, cu ce mai pune românul în perioada asta pascală pe masă? Din vinurile noastre din zona Șarbei, pentru masa de Paște, cele mai bune așa, sunt șarba, soiul șarba de Odovești, foarte bun, un soi semi-aromat, obținut prin fecundarea liberă din soiul Riesling italian și tămâioasă românească, foarte bun pentru masa de Paște. De asemenea, pentru friptura de miel, foarte bun este soiul Merlot, soiul Cabernet Sauvignon sau Feteasca Neagră, un soi vechi românesc, deosebit de bun, cu calități foarte bune și care nu prea se mai întâlnește în podgoriile noastre. Vinurile roze, la ce merg? Vinurile roze merg și la întreori, vinurile roze din Merlot, chiar din Cabernet Sauvignon și chiar din Băbeasca Neagră, tot la fel un soi românesc, care prin tehnologia de vinificație putem să obținem, prin tehnologia de vinificație putem obține vinuri roze. Ele merg foarte bine pentru consumatorii care apreciază în mod deosebit vinurile roze din aceste soiuri și sunt foarte plăcute, sunt băubile, sunt cu grad alcoolic mic,
Unele depinde cum doresc, demiseci, cu un rez de zahăr sau seci, dar de obicei, pentru doamne, spre exemplu, vinurile demiseci sunt mai plăcute, mai bune. Pentru bărbați merge foarte bine, merg foarte bine vinurile seci. Cum mai sunt doar câteva zile până la Paște, activitățile specifice au început deja. Județul Vâlcea a găzduit recent o inedită activitate dedicată special acestui eveniment, la care principalii protagoniști au fost copiii sosiți aici din 10 județe ale țării, dar și din Republica Moldova. Exponate cu tematică pascală, costume populare, interpretare și creație artistică, grafică, sunt doar câteva dintre punctele incluse în programul organizat de Asociația Pro-Educația Argeș. A 15-a ediție a Parteneriatului Educațional Național cu Participare Internațională dăruiește un zâmbet însoțit de campania umanitară Deschide Sufletul de Paște. Avem în program piese pe care le vor interpreta princesele, de fapt, în zilele sărbătorilor pascale, valoroși interpreți mici și mari de județele amintite din Republica Moldova, dar avem și orchestra Rapsodia Vâlceană. Sărbătorile pascale sunt marcate printr-un eveniment de marcă, are reputație internațională, participă mai mult de ansamblu artistice, iar din România participă numai puțin de 10 județe. Vă salutăm cu Arcantul Morena, care vine din Moren, județul Dâmbovița, din partea Asociației Jmal Arcantul Morena și Clubul Copilor Moren. Meșterii populari invitați la eveniment au venit cu mai multe exponate, din care nu au lipsit cele cu specific pascal. Mieluțul ăsta e făcut acum proaspăt, în jurul sărbătorilor, după sărbătorile de iarnă. Între cei care au marcat cum se cuvine sosirea Paștelui au fost și prietenii veniți tocmai din Republica Moldova. Eseist, istoric, om politic și susținător al tradițiilor strămoșești, invitat la ineditul eveniment a fost și Mircea Chelaru. Suntem aici pentru a celebra sărbătorile pascale. Cu cine? Exact, cu florile vieții românilor, cu acești copii minunați. E Iisus stăpânul lumii, e Iisus ce... Dacă aveți în plan o escapadă de un weekend sau chiar o vacanță completă, localitatea Jurilovca poate fi un punct de plecare pentru a vedea minunățile din delta Dunării. Plimbările cu barca la apus și răsărit sutele de specii de păsări ce pot fi admirate în habitatul natural și nuferii care acoperă canalele deltei Dunării sunt suficiente motive care să vă atragă în această zonă. Preparatele gustoase din pește, pregătite în mii de feluri după rețete lipovenești, reprezintă alte aturi. Delta Dunării este singurul loc din țară unde poți mânca pește proaspăt dimineață, la prânz și seara. Anul acesta vom inaugura noul port din Jurilovca. Sfârșitul lunii mai va fi și sfârșitul lucrărilor din portul Jurilovca. Un port care va rezolva o mare problemă a locurilor de acostare pentru comuna Jurilovca și o investiție destul de așteptată pentru locuitorii comunei. Mai mult decât atât, în acest loc sunt bucuros să anunț deja din acest moment că pe data de 2 și 3 septembrie, sărbarea Borșului Pescăresc, festivalul, va fi în această nouă locație. Tocmai că ne-a ajutat Dumnezeu să și terminăm această nouă investiție, îi asigurăm pe cei care ne vor vizita că vom fi organizați în așa fel încât să nu stea foarte mult în trafic, să poată fi conduși către zonele de parcare și, nu în ultimul rând, zona de desfășurare a evenimentului să fie o zonă atât de plăcută cât și utilă celor care organizează acest eveniment. Pentru cei care nu au reușit să ajungă la Jurilovca până acest moment, trebuie să știe că aici vor găsi întotdeauna oameni calzi, oameni dornici de a arăta
tradiția locului, cultura, arta culinară și, nu în ultimul rând, zonele unice. Discutăm aici atât de lacul de complexul lagunar Razim-Sinoie, discutăm de stațiunea Gura Portiței, discutăm de ultima investiție în turism cu o valoare destul de mare, Razem Resort, unde zicem noi că am reușit să ridicăm standardele de cazare, dar nu trebuie să uităm ceea ce ne face pe noi unici, pensiunile în stil tradițional, casele tradiționale, și avem, spunem noi, o paletă destul de largă de oferit către turiști, adică de la cazarea într-o casă a unui gospodar până la resort de 4 stele, pentru toate buzunarele. Aici se încheie jurnalul AgroTV. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și rămânem aproape, pentru că toți suntem egali, până când începem să muncim. Pune banii în mișcare împreună cu Adama. Fii pe plus cu Adama Cash Plus. La noapte cerul va fi variabil, pe arii restrânse vor fi ploi care în Muntenia și Dobrogea vor avea și caracter de aversă. Spre dimineață, pe alocuri se va forma ceață, cu probabilitate mai mare în regiunile intracarpatice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 și 9 grade. Mâine vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Valorile termice vor deveni normale pentru a doua decadă a lunii aprilie. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 21 de grade. Cerul va fi variabil, parțial noros la începutul zilei în jumătatea de est a țării, dar cu probabilitate redusă de ploaie. Pune banii în mișcare împreună cu Adama. Fii pe plus cu Adama Cash Plus.